Slăvit să fie Dumnezeul nostru Tatăl, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, astăzi și în vecii vecilor. Amin. În seara aceasta avem un text de învățătură și îmbărbătare. În calendar este textul din 2 Corinteni, capitolul 9, un text care merge în paralel cu 1 Corinteni, capitolul 16. Și noi, cu ajutorul Domnului, o să citim primele patru versete din 1 Corinteni, capitolul 16. 1 Corinteni, capitolul 16, vă invit să ne ridicăm pentru câteva momente pe timpul citirii cuvântului, oferind respectul și reverența cuvenită acestui sfânt cuvânt al lui Dumnezeu. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, o să poposim asupra unui subiect care ne interesează pe toți, vorbind despre misiune și dărnicie. Misiune și dărnicie. Și o să căutăm din cuvântul Domnului cel puțin 7 principii care definesc și care ne ajută să facem misiune și dărnicie după voia lui Dumnezeu. Este foarte interesant că după cum trece timpul și anii și după cum omul câștigă experiență, învață tot mai mult și cunoaște tot mai mult, câștigă mai multe experiențe, experiențele greșite sau triste îl apropie din nou mai mult de Dumnezeu, mai mult de cuvânt, omul se verifică, vede dacă a greșit undeva, dacă a greșit, unde a greșit, de ce a greșit și așa mai departe. Noi ca biserică și noi ca popor român, român penticostal, avem inima foarte deschisă pentru binefacere și pentru misiune. Întotdeauna inima noastră se lasă sensibilizată când este vorba de misiune și dărnicie. Și lucrul acesta e deosebit de bun și e după voia lui Dumnezeu. Și așa vrea Dumnezeu să fim. Când auzim de o nevoie undeva, dacă este posibil și avem resurse, să sărim și să ajutăm. Uneori chiar Dumnezeu vorbește în mod individual cuiva să meargă și să ajute pe cineva. Cunoaștem cazuri din România, în mod special în vremurile dinainte, când a fost mai multă sărăcie, nu că acum nu este, că și acum este, dar pe vremea când a fost mai multă sărăcie, au fost cazuri în care Dumnezeu a vorbit unei persoane despre o altă persoană ca să meargă să-i ajute și a mers și a ajutat. În ce privește ajutorarea, lucrarea de misiune, am putea spune aproape că nu există limite. Fiecare, după cum Dumnezeu îl călăuzește, după cum Dumnezeu îl cheamă, se implică. Și omul chiar vrea să aibă libertatea, să se implice. Cum vrea, unde vrea, cu cine vrea și pentru ce lucrare vrea. Totuși, consider că este necesar ca să descoperim principiile în virtutea cărora se aplică ajutorarea și misiunea sau lucrarea de misiune. Căci totuși Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Totuși Dumnezeu are anumite principii după care lucrează și acestea ne sunt scoase în evidență din cuvântul lui Dumnezeu. În ce privește ajutorarea și misiunea, haideți să căutăm să poposim împreună și să vedem primul principiu. Ne oprim, dacă puteți, așa? Să ne oprim la primul principiu care îl scoatem din
cuvântul lui Dumnezeu. Din versetul 16. Și nu e singurul loc, doar îl luăm de aici, că aici e textul. Versetul 1, apostolul Pavel spune să faceți. Asta e un imperativ, e o poruncă, e o obligație. Deci primul principiu când e vorba de binefacere sau de misiune sau de implicare în lucrarea lui Dumnezeu e principiul obligativității. Asta înseamnă că nu e facultativ, nu e la libera alegere a omului să spună eu am hotărât ca să nu fiu un credincios darnic. Eu am hotărât ca să fiu un credincios care nu se implică, pentru că așa e bine pentru mine. Să nu mă implic, să nu dau, orică sunt zgârcit, orică cam sărac, dar eu am hotărât să nu mă implic și să nu dau. Nu există această variantă pentru credincios. Credinciosul are obligația să se implice. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când este vorba de dărnicie, când este vorba de misiune, când este vorba de evangelizare, credinciosul are obligația să se implice, imperativ. Să faceți, adică să vă implicați. Primul principiu. Al doilea principiu este principiul responsabilității bisericii. Ăsta e al doilea. Biserica este responsabilă ca să se implice. E un adevăr trist că multe biserici nu se implică. Multe biserici își închid inima și ușa când e vorba de dărnicie, de misiune, de ajutorare. Apostolul Pavel, tot în versetul 1, folosește expresia cum am rânduit bisericilor. Bisericile din Galatia au început și acum era rândul bisericii din Corint, care era de partea cealaltă a mării în Grecia. Galatia fiind zona de sud a Turciei de astăzi, înspre Marea Mediterană. Acolo erau bisericile din Galatia. Acum apostolul Pavel se adresează corintenilor. El spune așa: am rânduit bisericilor din Galatia, ele, bisericile, au răspuns pozitiv și acum solicit și vă chem și aveți și voi obligația ca biserică să vă implicați. Biserica Domnului Iisus Hristos are însărcinarea, are chemarea să se implice în ajutorarea săracilor, în trimiterea de evangeliști și misionari. Biserica se implică în lucrările acestea. Repet, e un adevăr trist că foarte multe biserici nu s-au implicat și nu se implică și atunci se creează tot felul de organizații parabisericești în afara bisericii cu oameni din biserică care spun: pentru că biserica nu se implică, vrem să facem noi. Și am deschis noi o organizație. Și o organizație face fântâni în Africa, altă organizație trimite misionari în India, altă organizație încalță pe cei desculți din sudul Indiei, altă organizație trimite oameni în altă parte, în țările musulmane, și așa mai departe. Și s-au creat și sunt la ora actuală mii și mii de organizații parabisericești, adică pe lângă biserici, care operează cu oamenii din biserică, că din afara bisericii este mai greu. Pentru americani probabil că e mai ușor ca să-i prindă pe cei care nu merg la biserică. Mulți au creat organizații de misiune și de ajutorare pentru oamenii care nu merg la biserică.
Cei care merg la biserică, ei sunt organizați, ei dau bani la biserică, ei au misionari în biserică, ei trimit ajutoare prin biserică. Cei care merg la biserică, aceia ajută prin biserică. Dar sunt mulți care nu merg la biserici și stau acasă să uită la televizor. Pentru aceia s-au creat tot felul de organizații care să îi determine pe oameni să dăruiască. Așa cum am spus că din păcate multe biserici nu s-au implicat și asta e o greșeală și biserica se face vinovată și bisericile se fac vinovate înaintea lui Dumnezeu dacă nu se implică. Tot așa, foarte multe organizații s-au făcut vinovate și sunt vinovate pentru că au creat corporații non-profit, dar sunt business-uri și operează ca și business și profită de bunăvoința, de dărnicia și uneori de naivitatea credincioșilor și a oamenilor. Iubiți frați și surori, Biserica Domnului Iisus Hristos este chemată ca să se implice în orice lucrare în care Dumnezeu i-o pune în față și unde Dumnezeu deschide ușa. Este responsabilitatea bisericii, pentru că Domnul Iisus Hristos zidește o singură organizație sau o singură instituție în afara familiei. Și aceea e biserica. Despre biserică Domnul Iisus a spus: eu îmi zidesc biserica mea. El zidește biserica și biserica rămâne în picioare dacă Domnul nu vine. Noi vom pleca de aici, din lumea aceasta, și o să vină alții și biserica Domnului merge mai departe și biserica Domnului supraviețuiește din generație în generație. Organizațiile care se formează, acelea de obicei dispar după prima sau a doua generație, pentru că Domnul Iisus Hristos nu zidește tot felul de organizații, El zidește biserica. Și al doilea principiu este principiul responsabilității bisericii. Apoi, al treilea, cum e și normal, e principiul responsabilității credinciosului. Versetul 2: fiecare din voi, fiecare din voi este responsabil. Întrebarea se pune: toți să se implice sau numai unii? Apostolul spune: fiecare din voi să se implice. Unii spun: o, asta nu-i pentru mine, eu n-am bani, eu sunt sărac, eu n-am chef, eu nu simt cu lucrarea asta. Well, dacă ești din biserica Domnului Iisus Hristos, în virtutea cuvântului lui Dumnezeu, ai obligația, e responsabilitatea ta și a mea ca și credincioși. Dumnezeu a pus pe noi această responsabilitate personală. Nu e doar pentru unii. Vreau să vă spun că văduva săracă de la templu a fost cea mai îndreptățită dintre toți ca să meargă la templu să ceară ajutor. Ăsta a fost dreptul ei. Dreptul ei a fost să bată la ușa templului, să stea de vorbă cu preoții și să le spună: robe ai lui Dumnezeu, eu nu mai am numai doi bănuți, am nevoie de ajutor, sunt o văduvă săracă. Și iată că această văduvă săracă n-a ales ca să bată la ușa templului ca să ceară ajutor, ci a mers în visteria templului și a dat drumul la doi bănuți. Și nimeni n-a băgat de seamă în afară de Domnul Hristos. Domnul Hristos a băgat de seamă, a numărat, a văzut ce face femeia aceasta. Noi, după standardul nostru de azi, spunea: dar nu, chiar nu era nevoie femeia asta să pună. Nu era nevoie, pentru că o femeie singură, săracă, văduvă. Dar vedeți, oamenii nu dăruiesc neapărat pentru nevoia care există, ci pentru principiul pe care ei respectă. Omul știe că înaintea lui Dumnezeu are obligația să dea și el dă din cât are. M-am bucurat așa de mult și probabil și dumneavoastră când ați auzit de la fratele Daniel Peter în India, unde am fost de câteva ori cu mai mulți frați, și vă spun, e sărăcie.
Deci sărăcie, sărăcie, când a fost România mai săracă și cei mai săraci din România nu erau așa cum sunt cei pe care slujesc ei. Așa au predicat Evanghelia și așa au învățat biserica, așa cât de puțin sunt ei, că absolut niciun proiect în care se implică nu se implică fără participarea bisericii. Și oamenii din sărăcia lor sunt învățați că trebuie să dea. Și sunt învățați să dea nu pentru, în primul rând, nevoia, repet, care este, ci pentru responsabilitatea pe care ei o simt înaintea lui Dumnezeu. Că cine dă, dă pentru el. Dă pentru el înaintea lui Dumnezeu. Apoi, al patrulea principiu, principiul potențialității. Adică, omul trebuie să dea în raport cu posibilitatea, în raport cu resursele, în raport cu ce are, cu cât câștigă. Versetul 2. Să dea ce va putea după câștigul lui. Unul care are din partea lui Dumnezeu mai multe resurse va da mai mult. E normal. Unul care are mai puține resurse va da mai puțin. Și lucrul acesta, sau adevărul acesta, se respectă în general în Biserica Domnului Hristos. E un adevăr trist pentru unii că bani mai mulți nu dau cei mai bogați. Bani mai mulți dă clasa de mijloc. Clasa de mijloc. Cei săraci n-au de unde dau mai puțin, cei bogați sunt mai zgârciți. Și uneori dau mai puțin decât cei care sunt la mijloc. Și greutatea este la mijloc. Apostolul spune fiecare să dea după câștig, după cum poate. Dacă ai un câștig mai mic, ce interesant e că zeciuiala, deși că aici nu-i vorba de zeciuială, că zeciuiala se dă la casa Domnului pentru nevoile casei lui Dumnezeu, așa cum a fost templu în trecut. Unii spun de ce nu se tratează problema zeciuielii în detaliu în Noul Testament. În Noul Testament nu erau biserici organizate cu proprietăți și pregătite și cu responsabilități și cu datorii și așa mai departe. În Noul Testament bisericile se adunau în case, bisericile n-aveau cheltuieli, nu trebuia nimic ca să se întrețină bisericile. Deci nu s-a vorbit atunci despre întreținerea bisericilor și a lucrării lui Dumnezeu din biserică. Atunci s-a vorbit doar despre dărnicia pentru cei săraci și pentru lucrarea de misiune. Dar noi trăim într-o vreme în care există casa lui Dumnezeu, există popor al lui Dumnezeu care se adună împreună, există instituție care e biserica și funcționează legal și are responsabilități și funcționează oarecum în paralel cu templu Vechiului Testament. Deci principiul rămâne în picioare, niciodată nu s-a schimbat acest principiu. Aici nu vorbim despre zeciuială, dar în textul acesta vorbim deasupra zeciuielii și în afara zeciuielii, că ajutorările și cei săraci nu sunt ajutați din zeciuială, că zeciuiala merge la templu sau la casa Domnului. În plus, pe lângă zeciuială, oamenii dau mai mult. Dar revenim la zeciuială. Ce-i frumos? Că zeciuială înseamnă un raport identic la câștig. Zeciuiala ca sumă se schimbă în funcție de câștig, dar ca procentaj tot zeciuiala rămâne. 10% dintr-o sută îi 10, dintr-o mie îi 100, din 10.000 îi 1.000 și așa mai departe. Suma crește 10% după cum crește suma principală din care se calculează cei 10%. Ăsta e un lucru foarte fain. Am auzit, acum mi-aduc aminte despre un păstor care stătea de vorbă cu un membru foarte zgârcit care avea probleme cu zeciuiala. Și a recunoscut că are nevoie de rugăciune și păstorul i-a zis, o să mă rog pentru dumneata, dar cum vreau să mă rog? Cum vrei tu ca să mă rog eu? Vrei să mă rog ca Dumnezeu să îți dea venit după zeciuiala pe care o dai?
Sau vrei să mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere să dai zeciuială după venitul pe care îl ai? Nu cunosc exact finalul, nici cât de reală e povestea aceasta, dar probabil că dumneavoastră prindeți esența. După cât ai dat pentru lucrarea lui Dumnezeu, calculează că ai 10%, vrei să-ți dea Dumnezeu 90% în luna următoare, după cât ai dat, sau mai bine să dai 10% din cât ai câștigat? E adevărat că dacă câștigi $10,000, $1,000, poate să sune foarte mult. Și atunci să fii tentat să dai $300. Asta înseamnă că Dumnezeu luna viitoare trebuie să-ți dea 3,000. Și ar fi corect dacă Dumnezeu ar face lucrul acesta. Responsabilitatea este a credinciosului în mod individual ca să participe după posibilități, după potențial. Și întotdeauna e benevol că nu-ți face nimeni verificarea. Pentru IRS e greu să facă verificare. Uneori și de IRS ne ascundem dacă putem să ne ascundem. Dar ei te purică, ei are grijă la o adică, intră peste tine și te rezolvă, are autoritate. Biserica nu se ocupă de treaba asta. Nimeni nu-ți verifică cât ai câștigat, exact cât ai dat, dacă ai dat 10%. Asta e o chestie personală, e înaintea lui Dumnezeu, față de cugetul fiecăruia. Dar să ținem cont de acest principiu, dărnicia se face în funcție de venit, după posibilitate. Al cincilea principiu, principiul delegării. Versetul 3. Voi trimite cu epistole. Asta răspunde la întrebarea să fie trimis sau să meargă ei. Eu știu că fiecare dintre noi simte pe undeva așa un foc să meargă și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Pe cont propriu și în mod individual, fiecare are libertatea să facă lucrul acesta dacă Dumnezeu îi deschide ușa. Dar când e vorba de biserică și lucrarea lui Dumnezeu și o lucrare organizată care se face prin biserică, asta se realizează prin delegare. E un alt principiu. Biserica trebuie să delege, biserica trebuie să autorizeze. Prin conducerea ei, biserica delegă și autorizează oamenii care să facă lucrarea lui Dumnezeu. Fie că e vorba de ajutorări, fie că e vorba de o călătorie misionară, prin conducerea ei, biserica delegă, biserica autorizează, biserica trimite în lucrare oamenii care îs chemați ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Principiul acesta a fost respectat în urmă cu aproape 2000 de ani, fraților. Că nu existau computere, nu existau telefoane, nu erau mijloace de comunicare. Acum se poate verifica foarte ușor. Și în lipsa unei scrisori se dă un telefon și se află despre ce este vorba. Se poate verifica. Mulțumim Domnului pentru tehnologie din punctul acesta de vedere, că se poate verifica foarte ușor. Dar vedeți dumneavoastră, până și darurile trebuie trimise printr-o delegare din partea bisericii. Este principiul delegării. Apoi, alt principiu, este principiul unității, al șaselea. Să ducă darurile voastre, ale voastre, ale bisericii din Corint. Așa după cum bisericile din Galatia sunt reprezentate în această binefacere, așa veți fi reprezentați și voi. Darurile voastre de la biserică. Când darurile ajung la Ierusalim, frații o să întrebe de unde au venit darurile acestea. Darurile acestea au venit de la biserica din Corint. E principiul unității, adică o singură biserică, o singură lucrare, o singură implicare într-o singură direcție pentru beneficiul împărăției lui Dumnezeu, în care o oarecare credibilitate sau un oarecare credit, mai corect spus, îl ia biserica. Și dacă biserica îi vorbită de bine sau e lăudată
de oameni. Asta e o cinste, că lucrul ăsta se întâmplă rar. După cum vedeți, la ora actuală, Biserica Domnului Hristos e atacată, e atacată din toate părțile. Și o să fim etichetați cum nu se poate mai rău. Noi o să fim, am mai spus lucrul acesta, în viitor noi o să fim cei mai periculoși oameni din lume. Așa o să fim prezentați ca cei mai periculoși oameni din lume, pentru că nu înțelegem și nu acceptăm și că suntem înguși. Suntem periculoși. Suntem foarte periculoși pentru că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Suntem foarte periculoși pentru că nu acceptăm și nu mergem la violență. Suntem foarte periculoși pentru că acceptăm ceea ce ni se dă chiar dacă nu ne place. Vedeți ce periculoși suntem. Nu sunt periculoși cei care merg și omoară, nu sunt periculoși cei care merg și aruncă în aer o mulțime de oameni. Nu sunt periculoși cei care târăsc lumea în păcat. Iată cine a ajuns să fie periculoși. Dar dacă este o ocazie în care cineva să vorbească frumos despre biserică sau despre biserica lui Hristos, asta este o cinste și un lucru frumos și plăcut înaintea lui Dumnezeu. E o mireasmă plăcută înaintea cerului, când în urma unei jertfe făcută de o anumită biserică, alți oameni îl slăvesc pe Dumnezeu și ajungem la lucrul acesta. De ce e bine oamenii să fie uniți? E principiul unității, ca să nu se dezbine, pentru că de aici apar dezbinare între, poate să apară dezbinare între oameni și revenim la urmă. Principiul reprezentanței să aseamănă cu al cincilea, dacă nu greșesc, pe cei pe care îi veți socoti vrednici. Aici avem și textul din 2 Corinteni 8 cu 18, 19, 23. E un pasaj care vorbește despre oamenii implicați în această lucrare și chiar aș dori să proiectăm. Să proiectăm pe screen 2 Corinteni capitolul 8, versetul 18 și 19. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile, el fiind Tit, și al doilea, un alt frate căruia nu i se dă numele. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o să săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Adică oamenii care reprezintă această lucrare, oamenii care sunt trimiși în această lucrare, ei vorbesc despre biserica care a investit în ei, biserica care i-a delegat. E principiul reprezentanței. Cine te-a trimis? Pe cine reprezinți? Problema aceasta a fost mare pe vremea apostolului Pavel. Și la ajutorări, dar mai mult la misiune și evangelizare. Au fost predicatori și lucrători care n-au fost trimiși de nimeni, n-au reprezentat pe nimeni și au mers și au tulburat biserica Domnului Hristos. Iată că până și la ajutorări trebuie respectat principiul reprezentanței. Oamenii deleagă pe alții. De ce sunt importante aceste principii? Doar trei beneficii, dacă le avem, dacă ne ajută așa. Protejează lucrătorii de defăimare. Cel mai greu e să lucrezi cu daruri și cu bani. E foarte greu. Ăsta e un motiv pentru care eu personal nu m-am implicat și nu mă implic. Numele meu nu-i pe contul bisericii. Eu n-am acces la banii bisericii. Nu m-am implicat niciodată în mod personal, chiar dacă am mers în călătorii misionare, alți frați au administrat banii. Nu m-am atins de bani, nu m-a interesat, am zis că rămân la distanță, pentru protecția mea și pentru protecția bisericii. Că dacă eu sunt defăimat, e defăimată și biserica și lucrarea lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu sunt foarte ușor defăimați dacă nu respectă aceste principii. Vă rog să avem slide-ul sus. Protejează lucrătorii de defăimare, ceea ce am citit mai înainte, și apoi versetul
20 și 21 urmează. În chipul acesta, adică, noi l-am trimis pe Tit, îi delegatul nostru și a bisericilor. Celălalt frate care îl însoțește e delegatul bisericilor. Ei reprezintă biserica, au fost aleși ca să facă lucrul acesta. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Iubiți frați și surori, când biserica Domnului se implică într-o lucrare, totul este administrat prin biserică și oamenii lui Dumnezeu care răspund de această lucrare, răspund înaintea oamenilor, răspund înaintea lui Dumnezeu și totul se face de mai mulți oameni împreună. Ei sunt responsabili și sunt delegați și sunt autorizați ca să lucreze. Și în biserica aceasta și în orice altă biserică unde se procedează așa. De ce? Pentru ca să nu fie defăimați oamenii care lucrează. Oh, ăla se bagă la bani. Ah, dar cine știe dacă a ajuns atâția bani acolo? Toate chestiile acestea sunt acoperite în momentul în care se lucrează organizat, în momentul în care se lucrează împreună și sunt mai mulți oameni implicați care la rândul lor sunt verificați de lucrarea pe care o fac. Apostolul Pavel a fost preocupat de posibila lui defăimare în lucrare. El spunea, nu vreau să duc darul la Ierusalim și la urmă oamenii să ne defaime. Se spune, a luat Pavel darurile cu ceilalți, dar nu știu câte s-o pierdut pe drum și câte le-au mai lăsat în alte locuri ca să vină după aia să le ia. El a vrut ca totul să fie făcut cu rânduială, pentru ca nu cumva numele lui Dumnezeu să fie batjocorit prin această lucrare și ei să fie defăimați. Deci se elimină, se protejează lucrătorii. Apoi, se aduce slavă lui Dumnezeu, ca întotdeauna, 2 Corinteni 9:12, căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Orice ajutorare aduce slavă lui Dumnezeu, mai ales atunci când biserica este implicată într-o astfel de ajutorare. Că cu alte ocazii își iau un om sau altul sau doi creditul. Care oameni sunt acolo? Cine a dat? Cum a dat? Fraților, asta e o chestie foarte sensibilă. Dar una este să te implici personal cu banii tăi și a familiei tale într-o lucrare, cum ne-am implicat cei mai mulți dintre noi în biserica noastră câtva timp în urmă. La noi în sat a fost o nevoie și am vorbit cu membrii familiei, am pus bani împreună și am trimis la biserica de acolo. Nu a fost o chestie personală, dar nu, n-a fost o chestie de biserică. Am făcut lucrarea aceasta în numele Domnului. Câți dintre dumneavoastră n-ați făcut lucrul acesta? Și lucrul acesta se face și slăvit să fie Domnul. Dar când se lucrează la proiecte prin biserică, lucrurile se schimbă. Nu mai se pune întrebarea cine a trimis banii, cine a trimis banii și cine a venit cu banii. Nu asta e important. Biserica Domnului, că-i Happy Valley, că-i Elim, că-i Maranata, că mai știu eu Betania sau Betleem sau cum are numele o biserică, e biserica Domnului care este implicată și a trimis ajutoare. Nu trebuie să fie scoasă o persoană sau două persoane sau trei persoane în evidență. Și aici toți sunt tratați egal. Și cei care au participat, unii participă cu 1000 și alții participă cu $1. Toți împreună îs biserica Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu este proslăvit prin această lucrare. Apoi, al treilea beneficiu, se evită dezbinarea și cearta, fraților. Se evită dezbinarea și cearta. Păi de unde pleacă dezbinările și certurile între frați? Unu, de la predicatori. De la predicatori, de la păstori, de la învățători. Ăsta e primul punct de unde pleacă dezbinările. În Corint, 2 Corinteni 11:13 și 3:3, se vorbește despre dezbinarea din Corint. O echipă spunea că e a lui Pavel, o altă echipă era a lui Apollo, o altă echipă era a lui Chifa și o altă echipă era a lui Hristos. Auziți, Domnul Hristos a ajuns să fie pus alături de cei trei slujitori a lui Dumnezeu.
Păi Domnul Hristos nu poate să fie băgat într-o categorie cu oamenii. El e capul, El e cel înviat, El e sfânt, El e domnește, El e Dumnezeu. Nu putem noi să-L asemănăm pe Domnul Iisus cu Petru, cu Pavel sau cu oricare dintre noi care slujim. El e într-o categorie singur. El este Domnul domnilor, Împăratul împăraților. Glorificat să fie numele Lui în veci de veci. Toți ceilalți, de la apostoli în jos, sunt slujitori ai Domnului. S-a făcut dezbinare între frați, că fiecare a fost cu echipa lui. Mie îmi place de ăla mai mult, mie îmi place de celălalt mai mult. Ăsta e un motiv pentru care dezbinare între frați. Unul e cu un predicator, unul e cu un păstor. Apoi de la ajutorări, fiecare cu misiunea lui. Săptămânal, lunar, anual, dezbinări printre frați, în America, în România și pretutindeni din cauza ajutorărilor. Misiuni peste misiuni, grupări peste grupări. Tu cu cine ești? Tu prin cine trimiți ajutoare? Oamenii vor să transforme misiunile în agenții de transfer. Și asta e ilegal. Oamenii vor să transforme misiunile în agenții de transfer. Să se transfere banii ca să nu plătească în plus la Western Union sau mai nu știu eu la cine, și să primească donație la sfârșit. Și asta e o mare greșeală. Nu-i permis așa ceva. De unde se face dezbinare? Tu cu care echipă ești? Tu nu dai aici la frații ăștia banii. Tu să-i dai aici. Ăștia-s mai serioși. Mă, dar eu am crezut că și ceilalți sunt serioși. Nu, ăia-lalți nu sunt așa de serioși. Ăia să, nu administrează bine banii. Noi îi administrăm mai bine. Și te întâlnești cu a treia echipă. Și în aceeași biserică, două, trei, patru, cinci echipe. Și fiecare cu punga lui, fiecare cu caseria lui, fiecare cu buzunarul lui. Haideți la noi, la noi, noi facem lucrarea Domnului mai bine. Pe noi ne-a împuternicit Dumnezeu. La noi ne-a vorbit prin Duhul Sfânt, la alții pe noi ne-a trimis biserica, la alții noi avem mai multe neamuri, la alții noi avem mai mulți prieteni, la alții noi avem mai mulți bani. Iubiți frați și surori, Domnul a chemat biserica lui la unitate. La unitate din toate punctele de vedere. La unitate în învățătură, la unitate în doctrină, la unitate în principii, la unitate în misiune, la unitate în ajutorare. Biserica Domnului n-a fost împărțită. Biserica Domnului n-are două, trei, patru caserii. Știți că de acolo pleacă multe probleme între oameni. Dumnezeu să binecuvinteze, zic eu, în seara aceasta, biserica aceasta. Că de asta mă doare mai mult. Fiecare îl doare de cămașa lui. De asta mă doare mai mult. Și apoi Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile din America. Dumnezeu să binecuvinteze frații din conducerea bisericii. Dumnezeu să binecuvinteze frații din conducerea bisericii care administrează fondurile și se ocupă de lucrarea, de misiune și evangelizarea bisericii. Dumnezeu să binecuvinteze poporul Domnului întotdeauna să fie darnic și întotdeauna să se implice și întotdeauna să caute să respecte principiile care Dumnezeu le-a așezat prin Scriptură. În momentul în care noi stăm lângă Scriptură, e bine de noi. Singurul loc unde suntem siguri când e vorba de orice este dacă stăm lângă Scriptură. Când e vorba de familie, vrei să fii protejat când e vorba de familie? Rămâi lângă Scriptură. Vrei să fii protejat când e vorba de umblarea prin credință? Rămâi lângă Scriptură. Dărnicie, misiune, orice aspect al vieții, rămâi lângă Scriptură. Mă, ce spune Biblia cu privire la lucrul ăsta? Eu mă țin de ce spune Biblia. And that's it. Nu mă interesează politică, știu eu, grupuri, neamuri, influențe. Ce spune Biblia, frate, cu privire la lucrul ăsta? Și dacă Biblia ne învață așa, și este pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele bisericii, pentru unitatea bisericii, pentru progresul lucrării lui Dumnezeu. Păi nu mă gândesc de două ori sau de trei ori. Mă implic în lucrarea lui Dumnezeu așa cum mă învață Scriptura. Asta e obligația mea, obligația mea e să o trăiesc și să o predic. Și obligația noastră a tuturora este să o aplicăm. Doamne, ajută-ne! Și pentru că a fost subiectul misiunii și ajutorărilor și implicări în lucrarea lui Dumnezeu, dorim să procedăm așa cum ne învață Scriptura și cu frații care pleacă în Filipine pentru prima dată o astfel de călătorie. Îmi pare rău că n-am putut să plec în această călătorie din cauza programului și a calendarului și a lipsei pe care, la care
o să fiu expus luna viitoare, că voi lipsi două duminici din adunare. Aș fi vrut să merg, n-am putut să merg, dar mă bucur că frații aceștia au acceptat chemarea Domnului să meargă în această lucrare și noi ne rugăm și încredințăm în brațul Domnului. Fapte 13 cu 3 spune așa: atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Noi lăsăm să plece, încredințăm în mâna lui Dumnezeu și zicem: bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i soțească, să-i păzească, să-i ocrotească, să-i folosească și să-i aducă cu bine din nou acasă în mijlocul familiei. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului.